Bună ziua, Vezi Life! Astăzi o nouă zi plină pentru noi, dragi români, din inima orașului, Piața Unirii numărul 11. Venim către dumneavoastră și așa v-am obișnuit, vă mulțumim că ne urmăriți. Acest interval este dedicat oamenilor cetății, oamenilor pasionați, oamenilor implicați. Veți vedea astăzi dumneavoastră, dragi eșeni, dragi români, eșeni plecați în străinătate, că avem plăcerea și avem onoarea, ca invitat în platoul Vezi Life, să fie unul dintre acei oameni care au grijă de inima verde a orașului nostru. Vom vorbi despre Grădina Botanică Anastasie Fătu din Iași. Iată, în platoul Bezei Life este dr. Camelia Ifrim. Domnia s-a spus să nu spun secretar științific Grădina Botanică Iași, biolog principal. Vă spun eu, făcând un joc de cuvinte, vinovată între ghilimele de rigoare, dacă ați avut plăcerea și dacă nu, vă invit să vizitați Grădina Botanică, de multe din expozițiile pe care le-am putut admira an de-a rândul în Grădina Botanică. Vă mulțumesc frumos că ați acceptat invitația noastră, vă primim cu tot dragul. Mulțumesc eu pentru invitație. Bună ziua dumneavoastră și bună ziua și telespectatorilor dumneavoastră. A fost o surpriză și sper să vorbim frumos despre grădina noastră botanică foarte frumoasă a Iașului. Despre grădina botanică frumoasă a Iașului, dar am spus că, spuneau și prietenii, vreau să vedem și pe oamenii care au grijă de grădina botanică. De ce, pentru început, prezentând personajul, de ce biologia, de ce acest univers pentru dumneavoastră, doamna Ifrim? A fost așa mai mult o întâmplare. Nu visam eu neapărat biologie, de fapt visam medicină, ca orice absolvent de liceu. N-a fost să fie medicină și am virat spre biologie, deși atunci îmi doream și psihologie. Am făcut-o mai târziu. Psihologia era abia la început, după 1990, pentru că eu am prins ca licean trecerea de la o perioadă la cealaltă, destul de dificilă, și totul era atunci bulversant, era nou, nu știam despre ce este vorba și a ieșit să fie biologie și pot să spun că nu regret. Și când ați ajuns să intrați în contact efectiv, dincolo de viața de student, cu grădina botanică și de ce ați ales să lucrați în grădina botanică? A fost tot o întâmplare. A pornit de la teza mea de licență. Am studiat semințele și pentru a face rost de materialul de studiu trebuia să merg la Grădina Botanică, unde am cunoscut niște persoane minunate cu care am ajuns să lucrez apoi și așa am făcut cunoștință cu activitatea de acolo. Întâmplarea a făcut ca imediat ce eu am finalizat studiile să apară niște posturi libere la Grădina Botanică. Și pentru că trebuia să rămân în Iași ca să-mi finalizez studiile de psihologie, am ales să particip la acel concurs. Și cam asta a fost începutul la Grădina Botanică. Dar studentă fiind, cu ajutorul acelor persoane minunate, cred că trebuie să știți spun numele doamnei biolog Angela Toniuc, care a fost mentorul meu și care mi-a deschis foarte multe uși sau m-a ajutat să deschid foarte multe uși, mai ales în domeniul biologiei. Deci, cu ajutorul acestei doamne, m-am și apropiat de expozițiile grădinii care se organizau la acea perioadă și doamna Toniuc se ocupa de colecția de bonsai. Era un colț acolo special, micuț, dar foarte apreciat, în care era expusă o parte, bineînțeles, din colecția de bonsai a grădinii botanice. Și practic am început să lucrez la expoziții înainte de a fi angajată a grădinii botanice. Ce înseamnă munca dumneavoastră? Pentru că, repet, venim vizitatori, facem câteva fotografii, ne bucurăm de frumusețea grădinii și apoi plecăm. Dar dumneavoastră, colegii dumneavoastră, știți ce înseamnă de la acea plântuță care prinde viață, de la sămânță, da, cum ați spus, și până la momentul final. E foarte multă muncă. Ce înseamnă această muncă? Ce faceți dumneavoastră atât de colegi? Foarte multe lucruri trebuie să facem ca să ajungem să putem să expunem o parte dintre materialele pe care noi le producem, pentru că nu expunem vizitatorilor chiar tot ceea ce reușim noi să obținem. Și spun reușim pentru că uneori chiar sunt plante care sunt foarte dificil de
obținut, trebuie foarte multă muncă, foarte multă grijă, tehnici speciale, uneori nici nu sunt prezentate vizitatorilor pentru că nu au neapărat o valoare estetică. Vizitatorii de obicei apreciază mai ales partea estetică și este normal, nu sunt specialiști. Noi însă vedem mai ales partea din spatele lucrurilor frumoase, din spatele florilor frumoase. Pentru vizitator, o plantă este frumoasă și atractivă, mai ales dacă este înflorită. O floare deosebită, dacă se poate să fie mare, foarte colorată sau mai știu ce alte caracteristici. Pentru noi este o plantă care are o floare foarte frumoasă și acea plantă poate să fie valoroasă nu pentru aspectul ei estetic, ci din cu totul alte motive. Asta ar fi o parte a lucrurilor. Se face și cercetare. Sunt și eu, dar mai ales colegii mei implicați în multe proiecte de cercetare pe diferite domenii. Apoi partea didactică. Foarte multe dintre colecțiile noastre sunt foarte valoroase pentru studenți. Practic, grădina botanică a fost gândită ca un loc de studiu. Probabil că ați auzit de foarte multe ori reamintite cuvintele pe care se pare că le-ar fi scris întemeitorul grădinii, Anastasie Fătu, care a spus că a făcut grădina botanică pentru giunima studioasă a Iașului. Deci, ideea lui a fost de a oferi studenților de la acea vreme un spațiu unde tinerii să poată să vadă plantele despre care el le povestea. Pentru că una este să vezi cum arată o salvie și alta doar să citești că este bună pentru anumite afecțiuni și că poți să faci ceai sau știu, acum ai extracte cu diferite utilizări. Impactul vizual este mult mai puternic și rămân informațiile mult, mult mai bine. Deci, în afara aspectului acesta decorativ al grădinii, sunt o grămadă de alte aspecte care sunt urmărite de mine și de colegii mei, bineînțeles. Rememorând, care a fost prima misiune, dacă îi pot spune așa, pentru dumneavoastră în a realiza o expoziție și ce a însemnat acea provocare? Prima misiune este dificilă. Ghilele mele de rigoare, bineînțeles. Da. V-am spus că o bună perioadă de timp am ajutat la realizarea expozițiilor, dar la un moment dat, și cred că asta a fost în anul 2007, eu am fost responsabilă de organizarea expoziției și atunci a fost un moment foarte dificil când, bine, nu eram singură, recunosc, dar eu era cea care trebuia să am o viziune globală, ca să spunem așa. Trebuia să găsesc și o tematică potrivită, să mă gândesc la elementele necesare și cred că aceea a fost o provocare foarte dificilă. Și am simțit cu adevărat responsabilitatea pe umerii mei. Sper că a ieșit bine până la urmă. Dar atunci am văzut foarte bine sau mai bine ce înseamnă să lucrezi într-o echipă, să fii responsabil și să poți să lucrezi cu oameni care înțeleg ceea ce dorești tu să obții, pentru că este un mare lucru să poți să colaborezi și uneori să spui trei vorbe și omul să înțeleagă ce vrei și să nu mai fie nevoie de astea explicații, tu te poți ocupa de cu totul altceva. Și sunt suficient colegi cu care am colaborat de-a lungul timpului la expoziții și am ajuns aproape să gândim la fel, să găsim aceleași soluții. Este foarte bine când ajungem la un asemenea mod de a comunica și de a colabora. E natura. Grădina botanică poate fi și poate avea efecte terapeutice, pentru că se vorbește. Văd în felul dumneavoastră de a fi, cu siguranță viața noastră e plină și de momente triste și de probleme pe care trebuie să le înfruntăm. Dar simt o degajare, simt o relaxare. E altceva, cred că. Te duci în fabrică, sunt zgomote, în fine, în funcție de jobul pe care l-ai. Stai în redacție, 7000 de televizoare deschise, oameni agitați, zgomote și așa mai departe. Dar cred că pe mine, ieșean fiind, întotdeauna m-a relaxat grădina botanică. Da, aveți mare dreptate. Numai că există și un dar. Deci,
calitatea naturii a lucrului cu plantelor, cu plantele, de a avea efecte benefice asupra noastră, este recunoscută și sunt chiar studii de terapie prin horticultură, prin activități horticole, și se pare că sunt într-adevăr utile și folositoare. Dar ca angajat al grădinii botanice nu poți să fii relaxat, pentru că vezi și alte aspecte care de obicei trebuie rezolvate. Și atunci un vizitator al grădinii botanice nu poate să vadă grădina botanică și natura așa cum o vede un angajat. De multe ori chiar mai discutăm între noi, eu și colegii mei, și ne dăm seama că nu avem timp sau nu mai știm să vedem frumusețea grădinii, frumusețea plantelor, și vedem doar aspectele, știu, de rezolvat din spatele lor. Cred că ar trebui din când în când să ne detașăm, să ne bucurăm de ceea ce reușim să realizăm până la urmă cu mâinile noastre, și apoi să ne uităm și la aspectele care trebuie rezolvate, la celelalte probleme, pentru că este inerent, apar tot timpul probleme legate de vreme, de posibili dăunători, de tot felul de acțiuni care nu pot să fie tot timpul verificate de noi, și așa mai departe, ca la orice serviciu, altfel ar fi, n-ar mai fi serviciu dacă ar fi atâta relaxare. E o curiozitate a mea și nu doar a mea, sunt convins că și a celor care ne privesc. Schimbările climaterice din ultimii ani, cum le-ați resimțit dumneavoastră din perspectiva modului în care au reacționat florile, vegetația din grădina botanică? Se simte un moment de schimbare? Da, din păcate. Nu bine, se simte. Există evident o creștere a temperaturilor în timpul verii, o perturbare a sezoanelor acestora, da, practic nu mai există o iarnă adevărată, sau dacă există, vine foarte târziu, și atunci plantele sunt afectate. Au fost câteva ierni în care perioadele cu ger foarte puternic au apărut după mijlocul lui ianuarie sau chiar în februarie. Temperaturile foarte mari care au fost în decembrie și chiar prima jumătate a lunii ianuarie au păcălit, să spunem între ghilimele, plantele, astfel încât au fost exemplare în care, la care seva a început să-și urmeze cursul, să pătrundă pe partea aeriană mai mult decât ar fi fost normal. Deci, practic, plantele ieșeau din acea stare de repaus, iar gerul care a venit nu le-a mai prins în repaus, ci practic le-a prins în activitate. Și o ramură care îngheață cu sevă întrânsa este foarte puternic afectată comparativ cu o ramură care este în repaus și practic nu are sevă. Și astfel am pierdut fie fragmente din plante, fie chiar plante întregi. Foarte evidentă este, de exemplu, la mesteceni această problemă, mai ales a temperaturilor foarte mari, deoarece mestecenii sunt plante care preferă temperaturi mai scăzute și umiditate mult mai mare, ceea ce nu este cazul la Iași, sunt perioade cu uscăciune foarte mare, și am pierdut foarte multe exemplare din mestecenii adulți, și în general se vede. Se văd schimbările, încercăm să facem față, încercăm să găsim soluții, dar din păcate natura este mai puternică decât noi. Să vorbim de expozițiile tradiționale ale grădinii botanice Anastasie Fătu din Iași. Sunt convins, poate, ca și această emisiune îi va determina pe cei care încă nu au ajuns în grădina botanică, prin ceea ce spuneți dumneavoastră, să vă facă o vizită, și sunt convins că se vor reîntoarce. De obicei se reîntorc. Și de obicei când cineva ne întreabă când să vină în grădina botanică, le indicăm perioada de toamnă, când este acea minunată, tradițională, bine cunoscută, cred că de acum, expoziție de flori de toamnă,
care, bineînțeles, elementul principal este crizantema, dar sunt expuse foarte multe exemplare și din grupe de plante, cum ar fi varza decorativă, ardei decorativi, cred că au fost și sfeclă decorativă, dovlecei și așa mai departe, și alte exemplare. Dar poate ar fi bine despre această expoziție să vorbească o altă persoană, o colegă de-a mea care cu cea mai mare plăcere. Eu m-am ocupat într-adevăr câțiva ani și de această expoziție de crizanteme, dar în ultimul timp mă ocup mai mult de expoziția din iarnă, expoziția de azalee și camelii, eu fiind coordonator al sectorului sere. Crizantemele sunt cultivate într-o subsecție separată a sectorului ornamental. Grădina noastră, cine știe, este despre noi, știe că este împărțită în 10 sectoare. Ne spuneam că eu mă ocup de sectorul sere și în cadrul acestui sector avem o colecție, zic eu și sper că nu greșesc, este cea mai mare din țară, colecție de azalei și camelii cu exemplare foarte mari și foarte bătrâne. Dacă spun că sunt exemplare de 40 de ani, eu zic că sunt deja, da, au o vârstă impresionantă. Aproape de maturitate. Aproape de maturitate, sigur că da, mai ales că nici azaleile, nici cameliile nu sunt specii care să ajungă la sute de ani, cum ar fi plante precum stejarul sau știu, alte plante recunoscute. Deci vârsta lor maximă nu depășește foarte mult 100 de ani. Și ne mândrim cu această colecție care are niște exigențe deosebite de cultivare. De multe ori suntem întrebați cât durează pregătirea unei expoziții. E o întrebare destul de dificilă pentru că expoziția nu se pregătește atunci, adică plantele trebuie să arate bine și ele arată bine doar dacă sunt îngrijite bine pe parcursul sezonului întreg de vegetație. Deci, practic, sunt luni întregi de muncă în care trebuie să avem grijă ca plantele să fie bine îngrijite, să li se asigure toate condițiile de cultură pentru a le avea într-o, știu, formă maximă la momentul pe care îl dorim noi, adică în perioada în care se desfășoară expoziția. În cazul expozițiilor de azalei și camelii este vorba de sfârșitul lunii ianuarie, februarie și puțin uneori în martie. Iar perioada aceasta în care se desfășoară expoziția este dictată de modul de înflorire al acestor plante, care se petrece iarna. Când vorbiți de această expoziție, dar în general expozițiile grădinii botanice, am văzut că sunt acele, de exemplu, acele forme topiare. Ați ales și un mod aparte în a aranja spațiul serelor, să spunem, de această zonă vă ocupați dumneavoastră. Foarte interesant. Cel puțin fetița mea, când am dus-o la 2 ani și ceva, a crezut că e un cățel care aleargă prin grădina botanică și s-a dus. Dar, de fapt, e un rafinament în ceea ce faceți dumneavoastră. Nu e, oamenii și-ar imagina ce fac. Bun, au crescut floarea, au pus-o într-un ghiveci și gata. Nu. Trebuie să le spunem și să le spuneți dumneavoastră, privitorilor noștri, că aveți grijă și de lucruri care să îmbine și mai frumos o asemenea expoziție. Da, ați povestit despre aceste forme topiare. Sunt o, știu, o latură oarecum aparte și multe dintre aceste forme am început, sau mai bine spus, am accentuat realizarea și utilizarea lor după ce am avut un proiect care s-a desfășurat, dacă nu greșesc, între anii 2011-2013, care tocmai viza readucerea în actualitate a unei arte foarte vechi, această artă topiară, și utilizând această tehnică să realizăm un spațiu ludic, era denumit, de relaxare și mai ales pentru cei care încă au suflet de copil. Iar formele pe care le observați, le admirați, se pare, la expoziții, sunt multe dintre ele rezultat al acelui proiect. Bineînțeles că încercăm de fiecare dată să le reînnoim și noi am încercat să și aducem cumva niște tehnici noi sau să adaptăm tehnicile la un stil modern.
Practic, arta topiară, care v-am spus că este foarte veche, era foarte mult practicată de romani, la bază, dacă ar fi să traducem termenii, înseamnă tăierea unei plante după o anumită formă. Mai recent, sunt practicate și alte modalități, adică se folosește o formă gata, știu, realizată dintr-un material inert și se dirigează apoi planta sau fragmente de plantă pentru a obține un efect impresionant sau, mă rog, un efect plăcut. Deci sunt abordări atât clasice cât și moderne și sperăm că sunt apreciate și aceste abordări moderne ale noastre. Vă garantez, sunt foarte apreciate. Nu mai vorbesc de acele concerte organizate cu prilejul diverselor vernisaje în momentul în care este deschisă expoziția. Aș vrea să ajungem și la a povesti din istoria grădinii botanice. Discutam înainte de a intra în direct. Iată, putem să vedem Sera Tur, nu? Palmariu, așa este cunoscută. Da. Să vorbim puțin și de istoria grădinii botanice, pentru că mulți dintre, inclusiv veșeni, și-ar imagina că actualul amplasament al grădinii botanice e acolo de când faimosul Anastasie Fătu a pus bazele primei grădini botanice din România. Ori lucrurile nu stau așa. Și aș vrea să reluăm un pic din trecutul grădinii botanice. Într-adevăr, lucrurile nu stau așa și vreau să punctez că am ales acea imagine pentru că Sera noastră Turn este emblematică pentru grădina botanică din Iași. Nici o altă grădină botanică din România nu mai are o astfel de seră. Niște sere deosebite sunt la Jibou, ei le au sferice. A noastră este cilindrică. Deci poate fi foarte ușor, știu eu, localizată dacă se vede identificată, sigur că da. Da, să ne întoarcem la istoria grădinii botanice din Iași, care este destul de zbuciumată, destul de complicată și care începe în anul 1856 și se datorează într-adevăr lui Anastasie Fătu, un mare medic și naturalist, mare filantrop, un om deosebit. Din punctul meu de vedere, nu a fost un om al timpului lui, ci prin vederile sale, prin ceea ce a realizat, era cu mult înaintea vremurilor în care a trăit. Ca medic, cred că a realizat primul manual pentru studenții la medicină. A fost un om care a studiat în străinătate și a venit și a implementat în România, în Iașul acelor ani, idei noi, moderne, europene. În vremea aceea, studenții la medicină trebuiau să știe și biologie și noțiuni de farmacie, pentru că nu erau atât de clar delimitate aceste domenii și erau foarte mult folosite plantele, așa zis, medicinale sau denumite medicinale. Și probabil ca profesor și-a dat seama că este foarte dificil unor studenți să învețe despre plante fără să le vadă. Da. Și din proprii săi bani a amenajat o grădină botanică care era undeva în zona unde este acum Râba Galbenă. Probabil că singura urmă a acelei grădini este denumirea de Strada Florilor. Florilor, da. Da. O grădină botanică, vă spuneam și dumneavoastră, a rămas deci acea formulare foarte frumoasă pe care tot o repetăm, pentru Giunimea Studioasă a Iașului și sunt niște memorii foarte frumoase ale unor studenți a lui Fătu, care își amintesc despre grădina botanică, despre răbdarea profesorului care le explica cum sunt alcătuite plantele, cum sunt rădăcinele, cum sunt tulpinele, cum sunt frunzele și așa mai departe. A avut foarte multe plante Fătu în grădina sa botanică și era foarte interesant faptul că oamenii de vază a Iașului de atunci, mă rog, boieri, cei care... Avocați, nu știu, exact. Protipendada, protipendada Iașului,
apreciat efortul pe care l-a făcut Anastasie Fătu și cei care aveau ocazia să călătorească îi aduceau plante deosebite din locurile de unde mergeau ei. Și cu ajutorul acelor donații, practic erau niște donații, a ajuns să aibă un număr foarte mare de specii. La un moment dat a concurat chiar la un concurs realizat, dacă nu cumva, de domnitorul de la acea vreme și, din câte țin eu minte, a luat locul 2 cu plantele pe care a reușit să le expună. Din păcate, finanțele domnului Fătu nu au reușit să susțină foarte mult timp acea grădină botanică. Bineînțeles că a cerut ajutor ministerului, altor persoane care ar fi fost capabile. N-a fost foarte bine înțeleasă intenția lui, probabil nu existau fondurile necesare. Oricum, în final nu a obținut fondurile care i-ar fi fost necesare, grădina s-a risipit și toată munca lui de atâția ani de zile s-a dus de apa să-mi betez, dacă am putea spune așa. Ce aș fi vrut să punctez este faptul că anul în care a apărut această idee deosebită pentru acea vreme, 1856, premerge cu 2 ani înființarea practic a universității. Alexandru Ioan Cuza. Deci este o idee care a apărut înaintea existenței universităților și la București și la Iași. De asta spunem că este un vizionar. Și-a dat seama de necesitățile mediului academic, universitar de atunci, dar din păcate nu a fost înțeles foarte bine de contemporanii săi. Oricum, eforturile sale au fost continuate peste ani și a fost încercată reființarea grădinii botanice și urme ale acestor încercări sunt, așa cum aminteați și dumneavoastră, și în grădina fostului, de acum trebuie să-i spun, Muzeu de Istorie Naturală, unde... Da, e un prim proces de reabilitare, da. Restaurare, să sperăm că primăria municipiului Iași va duce la bun sfârșit. Să sperăm că se va rezolva și plantele acelea bătrâne de acolo sunt fragmente din grădina care a fost acolo pentru o perioadă foarte scurtă de timp. S-a mai încercat realizarea unei grădini și în zona fostului ștrand. Oricum, grădina care a reușit să satisfacă din nou necesitățile învățământului biologic ieșean a fost cea de lângă universitate, spațiul cuprins între clădirea universității și căminele studențești și acolo, bineînțeles, că au rămas plantele care au fost cultivate în exterior și a rămas și o mică seră în care au fost mult timp cultivate plante exotice. Ele au funcționat, spațiul acela a funcționat până prin anii 1960, când profesorii de atunci implicați în procesul didactic și-au dat seama că spațiul respectiv nu mai era suficient pentru numărul de studenți, pentru nivelul la care ajunsese studiul botanic la acel moment și au căutat soluții să găsească un alt spațiu adecvat unde practic să fie mutată grădina botanică. Și au găsit această soluție în dalul Copoului, spațiul în care este grădina acum, și pe parcursul a câțiva ani de zile, practic între anii 1962-1965, s-a realizat transferul grădinii, materialului din grădina botanică de lângă universitate în dalul Copoului. Este foarte interesant că dacă răsfoim materialele din acea vreme, găsim câteva informații despre faptul că grădinile botanice din București și din Cluj au ajutat cu material grădina din Iași. Frumos. Și am găsit notații precum că au fost donate plante peste 200 sau 300 de exemplare, inclusiv de palmieri, plante mari, deci cu dimensiuni de acum destul de rezonabile, tocmai pentru a-i ajuta să populeze spațiul care de acum era mare. Exemplarele din vechea grădină păreau puține în spațiul mare care era în Copou. Spațiul n-a fost atât de mare de la început, practic s-au preluat câteva zeci de hectare, dar după aceea prin donații
și prin schimburi care s-au făcut în acea perioadă s-a ajuns la o suprafață foarte mare. Cred că cea mai mare suprafață a fost de 104 hectare. Oricum, munca pentru a aduce grădina botanică la imaginea de acum a fost enormă. Probabil nu vom înțelege niciodată eforturile care s-au depus. Sunt imagini, fotografii realizate prin anii 70 de unii dintre colegii noștri care acum sunt la pensie și efectiv este pământul aproape gol cu 2-3 exemplare de plante micuțe de jumătate de metru. Dacă privim acum același spațiu, este acoperit de vegetație închegată care arată aproape ca un colț de pădure. Deci diferențele sunt enorme și doar așa ne putem da seama de munca ce a fost depusă pentru a ajunge la ceea ce este acum. Am făcut această incursiune, e mereu important să ne aducem aminte, dar mai important cred că să respectăm prin ceea ce facem acum, aducându-ne aminte inclusiv de Anastasie Fătu. Ce putem găsi în serele grădinii botanice? E o lume diversă. Am putea spune că ajungem în deșert dacă să ne gândim la expoziții de cactus. Am putea spune că ajungem într-o junglă, nu știu dacă amazoniană, în Sera Palmarium, glumesc, bineînțeles, și sunt și noile sere. Mi-aș dori să schițați dumneavoastră din bogățiile, din frumusețile din serele grădinii botanice. Sigur, este un spațiu foarte generos. Un spațiu în care, practic, încercăm să arătăm diversitatea lumii vii. De fapt, toată grădina încearcă să arate diversitatea lumii vii, dar serile adăpostesc plantele care provin din zone în care clima este diferit. De cu ce totul asta, da. Exotice. Exotice, da, le spunem noi exotice. De fapt, serele ar trebui să fie văzute în tandem cu un alt sector din grădină, sectorul fitogeografic, unde sunt expuse de asemenea plante din diferite zone ale lumii, dar care rezistă în condițiile noastre climatice. Și, practic, dacă am avea o idee globală asupra celor două sectoare, am reușit și am putea să le parcurgem, ideal ar fi în aceeași zi, am putea să ne facem o impresie despre diversitatea lumii vii. Nu putem să reprezentăm toate nișele, toate habitatele deosebite care sunt pe planeta noastră, este imposibil. Dar zonele reprezentative pot fi observate în grădina noastră botanică. Iar în sere se pot observa zonele caracteristice sau regiunile, să spun așa, caracteristice zonelor mai mult subtropicale, tropicale, foarte puțin ecuatoriale, zona mediteraneană. De ce foarte puțin din zonele ecuatoriale? Pentru că este foarte dificil de reprodus exact condițiile climatice din zonele ecuatoriale și în zonele ecuatoriale sunt foarte multe plante care ajung la niște dimensiuni fantastice și atunci este foarte dificil să le cultivăm într-un spațiu care nu poate să fie prea mult modificat. Înălțimea maximă, de exemplu, la grădina noastră botanică în Sera Palmariu, pe care tocmai am văzut-o, este de aproximativ 20 de metri, dar în zona ecuatorială sunt plante care cresc peste 40 de metri aproape. Deci, o mică dificultate. Oricum, oferta noastră, zicem noi, că este foarte bogată și așa cum spuneați dumneavoastră, vizitatorul poate să vadă plante care trăiesc în deșert și făcând o mică plimbare ajunge apoi în zona tropicală cu plante care trăiesc în zone unde teoretic, umiditatea este foarte, foarte ridicată. Avem colecții reprezentative, deci de plante din zonele aride, colecții de suculente și de cactus. Și cel puțin în serele pe care noi ne lumim noi, adică sunt realizate în jurul anului 2013, cred că atunci au fost date în folosință, am încercat să le așezăm foarte distinct în aceste două grupe de plante, suculente și cactus, pentru că oamenii tind să denumească cu termenul de cactus toate plantele care cresc în nisip. Da. Este o
greșeală, să spunem așa, botanică. Până la urmă, cred că ăsta este rolul grădinii botanice, să explice lucrurile care sunt mai puțin cunoscute, mai ales de către specialiști. Și acolo am încercat să le punem foarte clar diferențiate în cele două categorii. Sunt foarte multe plante apoi care provin din zonele subtropicale și tropicale. Zone care de fapt ne dau nouă foarte multe dintre plantele de apartament pe care le cultivăm. Plantele pe care le iubim atât de mult sunt fie din zona Americii de Sud, fie din zona asiatică. Sunt niște zone cu o diversitate de specii deosebită, fantastice, și frumusețea lor, pe orice, modul facil de a fi cultivate, le-au făcut să devină plante îndrăgite de apartament. Unele ori le găsim în apartamentele noastre, în casele noastre. Și aici intervine și un aspect pe care ar trebui să-l urmărim în viitor, de a schimba puțin sortimentul de plante. Așa cum la un moment dat s-a schimbat sortimentul prin anii 70, atunci erau foarte mult cultivate, chiar în sere, plante care acum sunt, banale, gen ciclamen, dali și așa mai departe. Și la un moment dat și-au dat seama că studenții nu au nevoie de plante decorative, ci au nevoie de plante pe care le studiază. Și au schimbat cumva sortimentul, deci au cultivat mai puține exemplare frumoase pe care le admiră vizitatorii și s-au axat pe plante pe care le studiază studenții. Plante care au anumite caracteristici botanice, plante care sunt, să spunem, noduri în evoluția plantelor. Deci probabil că și acum este o perioadă în care s-ar putea să urmeze o asemenea modificare în care oferta noastră botanică să cuprindă plante mai puțin cunoscute vizitatorilor și care sunt mai greu de văzut în, în piață sau în alt loc. Da. Vorbeați dumneavoastră de plantele pe care le avem în casele și în apartamentele noastre. Cum trebuie? Mi-aș permite să vă întreb, cum putem avea grijă de aceste plante? Pentru că, din păcate, mulți dintre noi, din necunoaștere, din prea multă dragoste, putem să le omorâm pe acele plante și nu să le facem să poată trăi așa cum trebuie să trăiască. Cum procedăm? Trebuie să știm foarte bine ce fel de plante avem și care sunt condițiile pe care le necesită. Deci, locul de unde provin ele ne spune sau ne dă câteva indicații despre cum trebuie să le îngrijim. Exact ce spuneam înainte, de la cactus și la plantele care provin din zonele umede tropicale, diferențele sunt foarte mari și nu vom cultiva sau vom crește un cactus în apartament așa cum creștem, să spunem, o ferigă. Un cactus are nevoie de foarte puțină umiditate, foarte multă lumină, pe când o ferigă are nevoie de semiumbră, are nevoie de umiditate crescută, are nevoie de un sol foarte ușor. De aceea trebuie foarte bine să ne informăm. Dacă știm despre ce plantă este vorba, atunci reușim să-i asigurăm condițiile potrivite. Sunt și plante care sunt foarte dificil de cultivat, așa cum sunt azaleile și cameliile. Ele sunt niște plante care au niște necesități care se suprapun foarte puțin cu necesitățile noastre din apartament. Adică gradul de umiditate și temperatura necesară lor nu sunt cele la care ne simțim noi comod în apartamente. Și atunci fie facem niște sacrificii și le lăsăm pe ele să se simtă bine, fie renunțăm să le cultivăm. Dar majoritatea plantelor care provin din zonele subtropicale și tropicale pot fi cultivate în apartamente, cu condiția să respectăm câteva elemente importante. Deci cel mai bine este să avem grijă ce umiditate le asigură, ce iluminare le asigurăm. Ventilația este importantă și, de asemenea, substratul pe care îl oferim plantelor.
Din fericire, acum în comerț găsim foarte multe elemente care să ne ajute să asigurăm plantelor necesarul. Sunt foarte multe informații pe care le putem găsi pe internet și eu cred că nu este chiar atât de dificil. Sau venim la grădina botanică și cerem sfaturi. Corect. Vorbeați dumneavoastră de a aduce plante din alte zone de pe glob. Pentru noi e greu de imaginat să aduci o plantă din, nu știu, de la Ecuator și să o vezi că a înflorit la Iași. Ce înseamnă acest proces? Și ce, pentru că e o diversitate în grădina botanică și sunt foarte, foarte multe plante aduse de pe tot mapamondul. Da, este ceea ce nu se vede. Ceea ce este în spatele plantelor expuse este activitatea noastră de îmbogățire a colecțiilor. Orice grădină botanică are nevoie de o asemenea activitate. Sunt grădini botanice la care cei care lucrează reușesc să meargă pe teren și să aducă plantele de la mama lor de acasă, ca să spunem așa. Bineînțeles că sunt foarte puține grădini botanice care au o finanțare atât de mare și pot realiza asemenea expediții de mare amploare. Dar foarte bine că sunt. Ele aduc plantele în grădinelor botanice, le cultivă și apoi semințele pe care le obțin sau fragmente de plante butași le oferă spre schimb celorlalte grădini botanice. Practic este un circuit între toate grădinile botanice prin care se face acest schimb de material. Există un sector separat, denumit schimb internațional de semințe și bineînțeles că există și la grădina noastră botanică, în care practic se realizează îmbogățirea materialului pe care îl avem noi în grădină. Se editează în fiecare an o broșurică în care grădina oferă spre schimb plantele care sunt în exces sau semințe. Pe lângă semințele pe care le obținem de la plantele cultivate în grădina botanică, sunt și semințe pe care le adunăm de pe teren din diferitele expediții pe care le realizăm. Ei, această broșurică este practic editată de fiecare grădină botanică și se fac schimb de aceste broșuri cu material botanic care este pus la dispoziție. Noi, grădina noastră botanică din Iași, are legături cu peste 400 de grădini botanice din întreaga lume. Și acesta este, să spun, misterul prin care reușim să obținem plante atât de diverse din diferite zone, pentru că este aproape imposibil să putem să mergem să le colectăm din natură. De asemenea, aș vrea să punctez că plantele a căror sursă este în natură, în locul lor de origine, au o valoare botanică foarte mare. Sunt foarte multe plante care se obțin acum prin diferite tehnici horticole. Orhideile pe care le cumpărăm noi nu sunt luate din natură, pentru că ar fi o adevărată tragedie. Am terminat orhideile într-o perioadă foarte scurtă de timp, la modul în care se comercializează. Ele sunt obținute pe cale horticolă. O asemenea plantă obținută pe cale horticolă nu are, din punct de vedere botanic, la aceeași valoare ca și o plantă care crește în natură. De aceea, în grădinile botanice se pune foarte mult accent pe exemplarele obținute din natură sau la care putem să mergem și să observăm că, știu, sursa principală este în natură, chiar dacă ele au fost apoi perpetuate în condiții protejate și cultivate de către om. Dar sursa inițială, deci practic încărcătura sa genetică, este aproape identică cu plantelor din natură. De ce spun acest lucru? Pentru că uneori vizitatorii sunt nemulțumiți că văd plante care nu arată chiar spectaculos. Asta este partea estetică, dar pentru noi au o valoare deosebită. Tocmai pentru că sunt un material de studiu valoros, au o încărcătură genetică similară celor din natură și prin studiu noi putem să observăm ce le face să fie atât de rezistente, cum vor putea să reziste în condițiile schimbărilor climatice despre care spuneați dumneavoastră, în condițiile în care ar fi periclitate, cum putem să le înmulțim, pentru că în anumite grădini sunt programe de repopulare,
Deci dacă în natură planta este afectată, se obțin exemplare în grădini botanice și apoi se repopulează în spațiul respectiv și așa mai departe. Care sunt, spun așa, vedetele grădinii botanice din perspectiva dumneavoastră? Sunt convins că toate plantele sunt dragi și sunt prietenii dumneavoastră necuvântători, dar pentru a-i atrage, pentru a vedea care sunt, să spunem așa, punctele de atracție, cele mai valoroase și interesante exemplare. Din punctul de vedere al vizitatorilor? Din punctul de vedere al omului care e în grădina botanică, așa, vizitatorul poate admira și e relativ. Din perspectiva dumneavoastră, da. Și ca sfat, ce ar trebui să admirăm mai cu atenție, poate în graba noastră de a vizita toată grădina botanică? Da, sunt foarte multe lucruri deosebite în grădină. Mă voi referi doar la cele din sere. O plantă deosebită pe lângă care s-ar putea foarte multe persoane să treacă mai ușor este cicasul. Este o plantă, într-adevăr, pe care o avem și în apartamente, o plantă cultivată, dar este foarte importantă din punct de vedere botanic, pentru că este practic un fel de fosilă vie. Este o plantă care a reușit să se perpetueze, bineînțeles, nu exemplarele acestea de acum, dar a reușit să se perpetueze, mai ales pe cale vegetativă, de câteva sute de milioane de ani bune, da? Deci eu le spun la copii că este o plantă care exista pe timpul dinozaurilor. Da. Nu știu dacă cei mai mulți vizitatori sunt capabili să înțeleagă importanța acestei plante. Este o plantă care, cel puțin pentru biologi, facilitează înțelegerea trecerii de la ferigile care apăruseră pe planetă acum câteva sute de milioane de ani, așa undeva peste 250-300 de milioane de ani, către coniferele care au apărut mai devreme. Și aceste plante au caracteristici care sunt specifice ferigilor, dar și caracteristici care sunt specifice coniferelor și prefigurează apariția apoi a plantelor cu conuri, bradul, molidul, pe care acum le cunoaștem. Apoi, foarte interesante sunt plantele din zonele aride care au niște adaptări specifice. În zonele aride cresc plante care provin din familii ce au alte specii care nouă ne sunt foarte cunoscute, banale. Să spunem mărarul. Da? Din familia mărarului, este foarte banal, îl știm, îl punem în ciorbă, da. Este foarte parfumat și îl știm ca o plantă ierboasă, destul de înaltă, cu tulpină verde. Și dacă ne gândim la rudele lui, nu ne gândim deloc la plante lemnoase. Ei bine, există o specie din familia mărarului care este lemnoasă și care este adaptată să crească în zonele uscate. Și noi avem la grădina botanică. Nu este spectaculoasă, dar din punct de vedere botanic este o curiozitate, să spun așa, este mai deosebită. Nu de mult am organizat la grădina botanică, bineînțeles împreună cu colegii și cu domnul director, în cadrul unui proiect, un spațiu în care sunt cultivate plante carnivore. Și acestea sunt, bineînțeles, niște atracții. Sunt atracții până când ajung copiii și le văd și atunci devin dezamăgiri. Da. Din păcate, informațiile care sunt furnizate, mai ales cele pentru copii mici, sunt total distorsionate, sunt îndepărtate de realitate și cei mai mulți dintre copii și uneori chiar și adulții au o imagine falsă asupra. Denaturată, da. Exact. Totuși, plantele sunt foarte interesante, au niște mecanisme deosebite prin care reușesc să obțină hrană. Sunt niște plante care cresc în zone cu deficit de hrană și atunci au trebuit să se descurce. Da. Și au găsit soluția să obțină hrana din aer, capturând insecte. E mai corect, de fapt, să spunem plante insectivore, pentru că sunt foarte puține plantele care consumă
carne. Ghilimele de rigoare. Da. Sunt într-adevăr câteva care sunt capabile să captureze și să digere animale de mărimea unui iepure, să spunem, rozătoare, mai mic, rozătoare, da, și așa mai departe. Da. Dar cele mai multe capturează insecte. Iar capcanele pe care le-au dezvoltat sunt deosebite, sunt interesante, sunt ingenioase și pot să ne inspire și pe noi. Oricum, stând între plante, să dai seama de capacitatea lor de a rezista în niște condiții extreme. Și chiar dacă uneori, fiind atât de multe, nu reușim să le acordăm toată atenția necesară la fiecare în parte, ele reușesc să reziste, să se descurce, unele chiar atât de mult încât devin invazive. Dar e o lecție pe care putem să o învățăm foarte bine de la plante. Foarte frumos. Trebuie menționat, îl salutăm pe domnul profesor universitar, dr. Cătălin Tănase, salutăm pe toți colegii dumneavoastră. Cred că mi-aduc aminte de un coleg de-a dumneavoastră, domnul Oprea, nu știu dacă mai lucrează. Știu că am avut o amabilitate a domnului director să facem un material chiar în Sera Palmarium. E un proiect câștigat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza și aș vrea să-l reiterăm. El este legat de anumite lucrări care se vor face. E clar, Sera Palmarium necesită o intervenție pentru că are o vârstă, ca să spunem așa. Ea din acest motiv nici nu mai este accesibilă, nu mai putem vizita. Dar e îmbucurător, cred că se ajunge la 1 milion de lei un proiect. Mare parte sunt bănuți atrași din fonduri naționale, dar este și o contribuție a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Trebuie să modernizăm, cu toții ne-am dorit și un rozarium, poate un loc unde să combinăm vegetația cu insectele. Vedem și noi ce se întâmplă, urmărim alte grădini botanice și cred că îi datorăm, măcar noi Anastasie Fătu și oamenilor care au avut grijă de această grădină, atenția și, bun, și forța financiară, că până la urmă cu bani se pot face acest lucru. Ce va însemna? Ce înseamnă, de ce are nevoie a se moderniza, cel puțin în zona Sărelor, doamna Efrim? Sunt multe necesități pe zona Sărelor, dar Sărele sunt doar o parte din grădina botanică, iar grădina botanică este doar o parte a universității. Exact. Așa cum discutam și mai înainte. De aceea este foarte dificil. Toți cei implicați sunt conștienți, fac eforturi să se realizeze, numai că, bineînțeles, nu se realizează în ritmul în care ne l-am dorit noi. Într-adevăr, Serele au o vechime destul de mare și pentru că sunt un punct de atracție pe toată perioada anului, pare că ar trebui să li se acorde o importanță deosebită, dar doar pare, pentru că toate sectoarele din grădina botanică sunt importante. Ne dorim și noi foarte mult, sperăm să se finalizeze acest proiect și să putem să oferim din nou vizitatorilor, ieșenilor și nu numai, Sera Palmariu, care într-adevăr are o altă perspectivă. Unele, de fapt majoritatea plantelor din acea seră, noi am încercat să le expunem în celelalte sere, dar viziunea din Sera Palmariu nu poate să se compare cu... Inconfundabilă. Exact, este inconfundabilă. De aceea are o personalitate aparte această seră și noi sperăm să îi păstrăm personalitatea, poate chiar să o îmbunătățim, să aducem și alte plante care să poată să fie acolo cultivate, să dăm o nouă față, practic, întregului ansamblu. Eu mic fiind, ajungând în Sera Palmariu, am așa o amintire, atunci am avut impresia că am ajuns într-o altă lume, într-un alt loc, cu totul și cu totul diferit și mă întrebam de ce nu e o asemenea vegetație, întrebam părinții de ce nu văd și în câmp aceeași vegetație, aceleași forme și până să înțeleg a trecut ceva timp, dar m-a fascinat, e un loc fascinant și din tot sufletul m-aș bucura ușor, ușor să poată fi deschis și să poată fi modernizat.
au un limbaj al lor, plantele. Ele transmit, ele îți pot spune când nu se simt bine, dacă aș putea spune așa, la noi prim. Da, cu siguranță. Noi avem o, mă rog, o expresie, spunem despre unele plante, că sunt păricioase. Adică în momentul în care nu sunt udate suficient sau nu au fost udate la timp, își lasă frunzele în jos și devin triste. Dar într-adevăr, ceea ce spuneți dumneavoastră de limbaj, un limbaj chimic. Ele comunică într-adevăr prin anumite substanțe pe care le elimină și întâmplător de ceva timp am văzut un reportaj foarte interesant, poate l-au văzut și unii dintre cei care ne privesc și își vor aduce aminte când voi povesti și voi spune că era vorba de un studiu realizat, cred, în Austria pe o suprafață cultivată cu plante lemnoase și au urmărit modul în care se dezvoltă plante care proveneau de la un individ matur și plante care au fost apoi aduse și plantate ulterior după ce se închegase deja rețeaua de coronament și de rădăcini. Ei bine, plantele care au fost plantate ulterior, aduse practic un fel de intruși, nu aveau aceleași caracteristici fiziologice la fel cu celelalte plante care deja reușiseră să-și formeze o relație. Și ei explicau acest lucru tocmai prin o anumită filiație care exista între exemplarele tinere obținute de la planta adultă mamă. Deci se pare că și plantele comunică între ele, se recunosc dintr-un grup din care ar face parte inițial. Vă dați seama că trebuie foarte multe studii din acest domeniu. Dacă ne referim la modul în care ele ne comunică, dacă ceva nu este în regulă, într-adevăr sunt foarte multe semnele prin care ne putem da seama că o plantă nu se simte bine și dacă reușim să le vedem la timp, reușim să salvăm planta. Dacă nu le-am recepționat cum trebuie, uneori este prea târziu și putem să pierdem planta respectivă. Trebuie să fim foarte atenți la poziția frunzelor, la gradul de hidratare al frunzelor, al tulpinii, la modul în care arată suprafața solului, momentul în care apar pete albe, nu este corectă udarea, se sărăturează solul, rădăcinile dacă încep să fie expuse. Deci sunt foarte, foarte multe semne. Și în timp reușim să stabilim un canal de comunicare cu planta, să înțelegem dorințele sale și să știm să acționăm în momentul în care trebuie. Teoretic, dacă avem grijă permanent de dânsa, n-ar trebui să ne dea semnale că nu se simte bine. E clar că florile de care aveți grijă dumneavoastră, colegii dumneavoastră, se simt foarte bine. Vreau să vă mulțumesc pentru că ce-a rulat pe fundal, pe video-ul, sunt imagini oferite de, ne le-ați oferit dumneavoastră și vă mulțumim frumos. E și munca biologului, munca din grădina botanică, dar vorbeați dumneavoastră și de faptul că un biolog merge și în natură, nu stă doar în grădina botanică. Ce descoperiți în natură? Și nu aș vrea să anticipez oarecum răspunsul dumneavoastră, pentru că eu descoper în natură foarte multe lucruri nepotrivite, din ce punct de vedere. Omul nu mai respectă natura. Și văd foarte multă mizerie, văd... Așa mă doare că m-am mers și noi să luăm cireșe din copac, dar nu am rupt crengile copacului. Adică am luat ce ne-a oferit acel copac și am așteptat ca vara ce va urma să ne ofere la fel. Dacă ne-am fi apucat să rupem câte o creangă, n-am mai fi găsit nimic. Zona Moldovei e o zonă interesantă, bănuiesc, pentru dumneavoastră, loc de unde aduceți foarte multe din exemplarele pe care unele dintre ele le și expuneți. Da, este drept. Munca aceasta de aduce teren, din teren, da, din teren, nu mai este de o amploare deosebită cum era la începuturile grădinii, dar sunt plante care uneori trebuie să fie aduse la o anumită perioadă de timp pentru că sunt din medii specifice, cum ar fi de exemplu zonele de turbărie. Oricât de mult ne-am străduit,
și asta este activitatea colegilor mei care sunt pe exterior, oricât de mult s-ar strădui, nu poți să păstrezi un mediu de turbărie în zona Iașului, unde, așa cum spuneam mai înainte, nu plouă și este foarte, foarte cald. Și atunci plantele caracteristice zonelor de turbărie, chiar dacă sunt aduse în grădina botanică, rezistă doar o anumită perioadă de timp. Dar la un moment dat trebuie readuse din natură. În lor natural. Și din păcate, da, sesizăm și noi ceea ce spuneți dumneavoastră, această lipsă de respect, practic, față de natură. Nu trebuie să ne ducem pe teren, pentru că uneori o întâlnim și în grădina botanică, din păcate. Aviz amatorilor, da. Da. Practic, grădina botanică ar trebui să fie un loc în care să învățăm cum să respectăm natura, să învățăm de ce trebuie respectată. Este atât de diversă și prin acțiunile noastre pe care le facem fără să ne gândim foarte mult la consecințe, putem să scădem această diversitate. Pur și simplu să dispară anumite specii. N-a trecut foarte mult de când a fost acea catastrofă în Australia și una dintre, problemele, una dintre poate chiar durerile pe care le-au avut atunci botaniștii, biologii și nu numai botaniștii și zoologii, cred, a fost faptul că e foarte probabil ca în acele incendii să fi dispărut plante pe care nici măcar să nu le fi cunoscut. Pentru că oricât de multă muncă de cercetare s-ar face, încă mai există specii care nu sunt cunoscute, care se descoperă și probabil această activitate va continua. Așa, ca o perspectivă, să spun, istorică a modului în care s-au descoperit speciile. Una dintre primele informații despre specii scrisă o avem de la Hipocrate, pe care ne amintea la vremea aceea, cred că anii 460 după Hristos, erau 234 de specii enumerate de el. Linné, Carl Linné, părintele biologiei, cel care a denumit speciile și a impus acest mod de a le denumi foarte ușor și foarte facil și foarte util pentru biologi. Deci Carl Linné la 1753 a descris aproape 5900 de specii și în anul 2000 se presupunea că sunt 248.000 de specii. Da? Deci o evoluție a speciilor cunoscute. Nu știm în câțiva zeci de ani la ce cifră vom ajunge, dar cu siguranță ea crește, pentru că se ajunge acum în zone foarte greu accesibile, cum ar fi zona Amazonului, în jungla africană. Încă sunt zone în care omul de-abia pătrunde și unde găsește specii necunoscute până acum. Dar trebuie să avem grijă de ele. Trebuie să pătrundă, apropo de ce spuneți dumneavoastră, dar oameni care, cum sunteți dumneavoastră, că atenție, omul ajunge în anumite zone necunoscute și face mai mult rău, pentru că distruge foarte mult. De ce să iubim biologia pe final și de ce să iubim grădina botanică, Anastasie Fătu? E o întrebare dificilă. Dar ar trebui să ne gândim că noi, în primul rând, suntem niște ființe vii. Noi facem parte din acest concept biologic, da? Și noi suntem practic niște animale evoluate, da? Că biologia asta înseamnă studiul ființelor vii și noi suntem niște ființe vii și dacă ținem la noi, dacă vrem să avem grijă de noi, trebuie să avem grijă de mediul în care noi putem să viețuim. Nu putem viețui fără animale, nu putem viețui fără plante. Trebuie să fim foarte conștienți că plantele au fost cele care au asigurat baza omenirii, da? E leagănul omenirii. Am trăit având grâu, bine, grâu poate mai târziu, mei, ovăz, măsline, curmale. Istoria acestor plante este foarte veche, are mii de ani, da? De la asirieni dinainte. Ar fi păcat să o distrugem acum într-o perioadă atât de scurtă de timp. Grădina botanică, de ce să o iubim?
În primul rând pentru că ne putem relaxa în grădina botanică. Da, ca și vizitator o putem vedea ca pe un loc în care reușim să uităm de toate tracasările acestea cotidiene. Da, intrăm pe poarta grădinii, aerul este oricum mai ozonat, culoarea verde este o culoare optimistă. Ne-am născut noi ca specie într-un spațiu verde, deci teoretic ar trebui să ne simțim ca la noi acasă, în spațiile verzi pe care ne le oferă natura. Și noi facem tot ceea ce se poate, tocmai ca vizitatorii să se simtă bine, să găsească lucruri noi, încercăm să nu fim monotoni, să schimbăm oferta de plante. Cei care vin destul de des la grădină pot să vadă că sunt plante pe sezoane, de primăvară, de vară, de toamnă. Sunt aceste expoziții în care încercăm să oferim lucruri deosebite și nu doar din punct de vedere botanic. Întotdeauna încercăm să aducem și informații legate de utilitate, de tradiții, de implicarea plantelor în diferite ritualuri și așa mai departe. Au fost expoziții în care au fost amintite, știu eu, mituri legate de plante specifice, modul în care au fost ele utilizate de om de-a lungul timpului. Deci încercăm să avem o abordare mai largă, care să fie pe gustul mai multor vizitatori. Este imposibil să fie pe placul tuturor, pentru că vizitatorii sunt foarte diferiți, dar noi ne străduim. Vă străduiți și merită apreciat, scos un timplan, efortul dumneavoastră, al colegilor dumneavoastră. Astăzi am avut o parte din echipa Grădinii Botanice și vă mulțumesc frumos, vă urez mult succes. Mulțumesc. Dumneavoastră, colegilor dumneavoastră, Camelia de Ifrim, biolog principal, secretar științific al Grădinii Botanice, Anastasie Fătu din Iași, iată, Universității Alexandru Ioan Cuza. Și atenție, acești oameni chiar muncesc și chiar din când în când trebuie să ne gândim la modul cum ne comportăm cu natura. Poate un copac, măcar o creangă o smulgem sau o floare pe care o rupem sau gunoiul pe care îl aruncăm, planta nu va veni și nu va putea să ne riposteze și să ne spună, dar e bine să ne dăm seama de anumite lucruri, pentru că până la urma urmei ne respectăm pe noi și respectăm pe cei care trudesc zi de zi în grădina botanică și foarte multă muncă. Merită apreciat acest lucru și merită susținut din punctul meu de vedere al nostru. Mereu munca dumneavoastră își va găsi spațiu în emisiunile noastre, în paginile cotidianului Bună ziua Iași, pentru că merită și sunt lucruri pozitive și sunt oameni care într-adevăr fac ceva. Într-o lume contemporană în care nu e așa, ce-o fi făcând sau ce-a făcut Vulpița? E o întrebare, bineînțeles, retorică. Încă o dată, mii de mulțumiri, mult succes în tot ceea ce faceți dumneavoastră și vom veni în casa Grădinii Botanice, respectuoși, poate, și dornici să ne relaxăm. Mulțumesc frumos, ne mulțumim celor care ne-au urmărit. Ne vom reîntâlni mâine în acest interval. Tot un reprezentant al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, profesor universitar dr. Viorel Barbu, figura mediului academic nu doar ieșean, fost rector al Universității Alexandru Ioan Cuza, vicepreședinte al Academiei Române, președintele Academiei Române filiala Iași, un matematician recunoscut, veți vedea cât de important și de interesant va fi dialogul și tematica aleasă, pentru că, repet, așa cum vă spuneam și dumneavoastră, o națiune care se dezvolte e cea care trebuie să investească în educație. Este singura cale. După amiază plăcută, numai bine, la revedere!